să merg la un bar de distracție cu copiii, este duminică și m-am gândit să fac un mic filmuleț pentru că am mai fost acolo acum un an. Da, am fost mai tip un an. Și acum 2 ani. Am pregătit cam ce trebuie să iau aici în spate. Se văd, este un casun de fapt din plastic mai mare. Le-am pus acolo, sunt 4 bulgări și am pus acolo ca să stea cât de cât în aceeași formă. Să facem o tocăniță de bulgări până acolo. O să mergem cu părinții mei și o să fie frumos. Sunt 24-25 de grade afară, este mai bine, numai că aștept să se crească plagii pentru că trebuie să mai pun ceva în rucsac, pampers, haine mai groase și să văd în ce îmi fac și pe plagii pentru copii ceva le-am primit deja hainele. Și da, trebuie să iau lapte praf pe plagii. De asta el este încalăptat, dar nu 100%, pentru că nu se mai satură, nu mai este mulțumit, adică nu spun eu că nu se satură, dar el nu este mulțumit. După ce te mai de mâncat, se chipse până primește un biberon de lapte. Da. Ham. Păi s-a terminat? Ce vrea bați să vadă? Nu s-a terminat, nu? S-a terminat deja? Da. Ok, atunci pe el vasi să-ți dea la ce vrei tu. I-am pus să-i topi la televizor. Adică i-am lăsat să-i topi la televizor. Pentru că altfel nu pot să fac nimic. Nu aveam să fac nici burgeri, nici să fac mașina de vasi sau de haine sau așa. Și da, beau și am invitat să beau, o să vină iar să beau. Am invitat să beau pe toată perioada răbdării cafea, cola sau nu știu altceva, cum cola nu beau de obicei, dar tot ce conține... Nu vrea? Bine, hai că vine mama și îți dă mami, da? Da, cum spuneam, el este încalăptat, e tot la cerere, de câte ori vrea îl las să mănânce, dar nu se satură, adică e cumva o gustare așa după masă, mai vrea un pic sau când se simte locosit sau când e mai mărâit așa din cauza dinților sau nu știu ce, atunci mai vreau să mai mănânce un pic, dar cum spuneam, nu este ca o masă din care să se sature sau înainte să doarmă, să mănânce și să doarmă liniștit, nu îi ajunge. Și atunci seara îi dau un biberon de lapte la culcare și încă vreo 2 biberoane peste noapte, mănâncă de la noapte. După un an o să schimbăm programul, de asta o să vă povestesc pe alte dată. Da. Pornim de la faptul că trebuie să-i pun laptele într-un compartiment din acela de care am și folosesc și noaptea. Sunt 3 compartimente în care poți pune câte doze de lapte praf vrei, dar acest compartiment de lapte praf se găsește în dormitor și acolo doarme el și nu o să pot acum să îl iau.
În rest, mare lucru nu o să luăm. Acolo, la locul ăsta de joc, la parcul ăsta de distracție, sunt și măsuțe și bănci unde poți sta și mânca un picnic, un pic gustare ceva. Și de asta am vorbit cu ai mei să pregătim totul de acasă și să ne luăm ca să cumpărăm de acolo. Eu nu știu exact ce au, probabil ce au de obicei Weisswurst și Bratwurst. Și da, mama? Păi s-a terminat? Da! Deci cum spuneam, 3 minute au fost liniște. Bun, o să mai primesc pe drum și o să vedem ce mai facem între timp astăzi. Îți place Gigi? Îți place Basti? Da! Tola, da? Da, tol! Uite, gata, vezi de că nu-i vede bine pe ăsta, că nu-i vede bine care se da. Dar Micu ce face? Micu e ok? Nu, nu, nu. Se uită și el. Gata! Wow! Da. Acum pe față și cu mâna. Nu așa cum se dă așa. Da. Asta e ideea. Care are față cu bolul pe față e cu mâna. Ia la cai, la de-astea. Mă uitam, era decât o femeie se vedea acolo. Uite, Indiana, Chama. Indiana.
pe cal, fără copii. Era o femeie singură pe cal. Vrei să te dai în ceva? Vrei în ăla? Haide! Și-a luat Guță tractor. Și nu vrea să-l mai lase. Foarte curajos. Așa e? Foarte curajos. Sala. Și acum să vedem pe Ingrid pe aici. Ia. Da, mami! Super, Ingrid! Bravo!